Deci cum e mai bine să mergi prin fața Casei Poporului? Alergând sau alergând cu noul Polo? La cum e traficul acum, alergând cu Polo. Aha. Vrei să spui la cum era traficul în weekend, da, alergând cu Polo? Acum, cred că... Cât ai alergat tu? 10 km? 10 km. Aha. Cred că dacă am face o cursă în timpul săptămânii, eu cu Polo, tu alergând, cred că s-ar putea să mă faci. S-ar putea, da. Cu cât alergi tu? Fac un kilometru în 5 minute. Mie cel mai mult la cursele astea, da, îmi place să alerg pe aici, pe linia asta dreaptă, din fața Casei Poporului, să fac stânga pe aici și după aia să merg pe la fântâni. Aaaa. Mă umple așa de energie, știi? Frumos la fântâni. Și cumva e traseul făcut că aici deja faci primul kilometru. Și când vezi cât de repede a trecut primul kilometru, zici, aia, mare scofală. Dar mai vezi tu peste alți 5. Deci aici pe la fântâni ești pe energie. Aici sunt pe energie. Acum ce mă gândesc eu? A. Că ar fi fost frumos din partea mea, da, având în vedere că mașina oficială a acestei competiții uriașe a fost Polo, da, și că Polo are 42 de ani. Așa. Ca nume, da, ar fi trebuit să alerg și eu maratonul, nu? Ca 40... să faci tu 42 de kilometri. Da, așa era frumos. Păi da, dar era și frumos și imposibil. Mă apucă somnul alergând cu nouă Polo prin trafic pe aici. Hai să te trezesc eu. Știi ce nu e imposibil, dar adevărat? Ce? Că Polo, în ăștia 42 de ani, așa, s-a vândut în peste 16,5 milioane de exemplare. Exact. În țara noastră nu se vând foarte multe mașini noi. Da. Iar din alea 100 și ceva de mii care se vând în fiecare an, aproape jumătate sunt din segmentul lui Polo. Deci el vine acum și intră pe piață și se adresează unor clienți tineri. Aha. Sau femeilor, spun cei de la Volkswagen. Aha. Tineri, adică așa, activi ca tine. Activ. Deci cumpere mașini în culori din astea. Da. Cum se numește orange ăsta? Energetic Orange. Auzi, da, Polo ăsta e mare, nu? Față de cât sunt mașinile în clasa asta de obicei. Adevărat, e cel mai mare Polo din istorie. E atât de mare încât se compară cu Golf 4. E cu 8 cm mai lung decât fostul model, cu 7 cm mai lat, iar portbagajul te duce cu gândul la o mașină compactă. Are 349 de litri. La echipări stăm la fel cum știm, nu? Da, Trendline, Comfortline și Highline. Da. Echiparea Highline este cea de top, da, și pe lângă dotările de pe celelalte două, ai lucruri specifice, cum ar fi volan îmbrăcat în piele și multifuncțional, lumină ambientală reglabilă, jante din aliaj ușor pe 15, o tapiserie specială numită Sport pentru scaune. Tu la echipament te îmbraci cum trebuie, nu? Îți pui costum din ăsta când e frig. Îți iei pantaloni din aia de din aia băieți, nu? Da. Și am văzut că mai din când în când sugi ceva, nu? Un gel, parcă bagi în tine un gel, nu? Da. Ok. Energetic Orange. Energetic Orange. Bagi, da, niște Energetic Orange, da, în tine, nu? Da. Am înțeles. Auzi, dar tu când alergi așa, ce sisteme de siguranță activă, pasivă ai? Că mașina asta e plină de chestii, dar tu? Păi... La fel ca mașina asta am Adaptive Cruise Control. Așa. Ca să mențin distanța față de alergătorul din față, să nu mă apropii prea mult. Ok. Am Emergency Assist, da, adică frânare automată în trafic la pietoni, da, corect, sau la alte vehicule. Da. Am și Blind Spot Assist. Te uiți stânga-dreapta? Da, da, cum are, okay, și mașina asta, poate să aibă pe ea așa ceva. Da. Ce n-am eu? Cameră video pentru marșarier. Am înțeles. Și oricum, nici nu vrei să dai marșarier când alergi, nu? Corect, corect, așa e. Auzi, mă, dar la motoare cum stăm? De fapt, mai contează ce motor îți cumperi pe mașina asta la cum mergi cu ea cu 13 la oră în oraș? Contează, nu contează, poți să-ți iei benzină între 75 și 200 de cai.
diesel 1.6 TDI cu 80 sau 95 de cai putere. Okay. Și poți să comanzi pe motorizări, în funcție de versiune, o cutie automată cu dublu ambreiaj DSG cu 6 sau 7 trepte. Mă, băiatule, dar acum înainte să ajungem la finish, aș vrea să te mai întreb eu o chestie. Ia. De ce alergai cu aia pe masca aia pe față așa? Adică n-aveai noxe, mașini, nu erau în trafic, era circulația oprită, de frig, de ce mergeai așa? Da, eu mergeam ca să nu trag aer rece. De la mine e invers ca la mașini. Aha. Nu trebuie să trag aer rece ca să funcționeze optim. Am înțeles. Păi și oricum, mașinile astea au catalizator, toate motoarele, nu? Da. Toate dieselurile de pe nou Polo așa au sistem SCR, da, cu rezervor AdBlue de 11 litri. Aha. Adică cam câtă apă beau eu după cursă. Perfect. Hai că uite, am făcut 55 de minute traseul ăsta de 10 km în trafic de săptămână. Tu cât ai făcut, ai zis? 53. Hai să trăiești, asta e. Felicitări. Mai bătut, să fii sănătos. Iar acum, ca după cursă, vreau să mă culc. Exact.